găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport! În cadrul conferinței de presă susținută vineri, Marian Bondre a comunicat și etapele de pregătire ale divizionarei B Gasmetan Severin. Sâmbătă 21 ianuarie, orele 11, echipa va susține și un prim joc de verificare, ce se va desfășura pe stadionul Termo, în urma căruia Marian Bondre speră să-și facă o imagine cât mai clară despre noile achiziții. Evident că Marian Bondrea este la fel de mult preocupat și de eșalonarea pregătirii divizionarei B Gazmetan Severin. Dincolo de politica de transferări, conducerea tehnică a Găzarilor are deja foarte clare etapele pe care echipa noastră trebuie să le parcurgă până la primul joc al returului. Etapa a doua este aceasta a cantonamentului montan, dar noi îl facem la turnul, la Băile Herculane, deci nu chiar la munte. În orice caz, el sper să fie benefic pentru echipă, să ne asigure baza fizică și să, eu știu, ușor, ușor să reintrăm în normal. Am procedat la această perioadă, prima și a doua, în ideea că jucătorii vin după o lună și ceva de inactivitate. Nu există nicio omogenitate teribilă a grupului, este o eterogenitate. Jucătorii în vară au venit de la două grupări, ba mai mult au mai venit și alții din Ardeal. Acum au mai venit și jucători din București. Este un lucru benefic să stea mai mult timp împreună. Va urma un stagiu de pregătire în Antalya, unde încă nu sunt clare jocurile de verificare, dar acesta este și un atribut al gazdelor acelui cantonament. Sperăm ca turneul din Antalya să se și efectueze, pentru că în momentul ăsta nu este foarte clar, mai sunt încă ceva probleme. Eu sper că conducerea noastră superioară să înțeleagă că este necesar, avem nevoie de jocuri. Nu țin neapărat să mergem în Antalya, dar în țară va fi foarte, foarte greu să găsim terenuri pe care să disputăm niște jocuri. Ori această echipă neomogenă are nevoie de o pregătire, pe care nu putem să o realizăm decât prin niște jocuri care se apropie, să zicem, de specificul competiției. Deocamdată știm sigur că pe 21 ianuarie la orele 11 pe stadionul Termo Gazmetan Severin va susține un prim joc de verificare în care Marian Bondrea vrea să vadă la lucru noi veniți, dar și o serie de jucători tineri. După mai mulți ani în care propria pepiniera a cluburilor a fost neglijată, iată că Marian Bondrea se gândește foarte serios să valorifice talentele care există în secțiile de juniori. Sperăm să fie o schimbare de optică benefică pentru fotbalul nostru, care să aibă efecte de moment, dar și în perspectivă. Și apropo de jucătorii tineri, Marian Bondrea are în atenție foarte serios centrul de copii și juniori de la Gazmetan Severin, de la care tehnicianul speră să descopere talente, nu numai pentru echipa noastră. Suntem de asemenea foarte, foarte atenți cu grupul de juniori. Chiar de dimineață am avut o discuție cu grupul conducătorilor, ai clubului, bineînțeles, și cu toți suntem de acord că trebuie să le găsim acestor juniori o posibilitate de progres. Iar una dintre aceste posibilități ar fi să joace undeva la un nivel mai înalt. Poate unii vor veni și se vor pregăti cu echipa noastră, dar alții încercăm să-i lipim pe lângă o echipă, cel puțin de divizia C. Pentru că, la o primă observație, grupul de jucători juniori este foarte, foarte talentat. Un lucru bun din partea lui Marian Bondrea, pe care obiectivul imediat nu-l face să uite și de perspectiva fotbalului severinean. Să fie un punct de vedere nou care, într-un fel sau altul, să aducă ceva nou și în fotbalul mehedințean, care, ani de zile, din păcate, cu multă nonșalanță și-a neglijat propriile talente, rămâne de văzut. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!